Legenda vampirilor evoluează de secole. Cea mai obișnuită imagine a vampirului s-a născut în romanul lui Bram Stoker, Dracula, în anul 1897, dar legendele sunt mai vechi de atât. Imaginea populară a unui vampir este cea a unui monstru cu mantă care vânează noaptea. Oamenii visează monștri oribili și spirite malefice de secole. Vampirul, un prădător seducător dintre morții vii, este unul dintre cei mai inventivi și atrăgători din categoria sa. Vampirul este o creatură care a rezistat în timp. Creaturi cu caracteristici de vampir datează de mii de ani și apar în zeci de culturi. Mai departe, veți afla de unde au apărut anumite elemente din legenda vampirilor și unele explicații chiar științifice pentru vampirism. Primii vampiri. Nimeni nu știe când oamenii au inventat prima dată figurile vampirice, dar legendele datează cel puțin până acum 4000 de ani la asirieni și la babilonienii din Mesopotamia. Mesopotamienii se temeau de Lamatsu, o zeiță demonică care vâna oameni. În legendele asiriene, Lamatsu, fiica a zeului Anu, se furișa în casele oamenilor noaptea și fura sau ucidea bebelușii fie în leagănele lor sau în pântecele mamei. Cei care credeau aceste legende atribuiau sindromul morții subite a copiilor sau avorturile spontane acestui monstru. Lamatsu, care se traduce prin cea care șterge, vâna și adulți, sugea sângele bărbaților tineri și aducea boli și coșmaruri. Este deseori descrisă cu aripi și ghiare ca de păsări și uneori cu cap de leu. Pentru a se proteja de Lamatsu, femeile însărcinate purtau amulete cu Pazuzu, alt zeu rău, care a înfrânt-o cândva pe Lamatsu. Lamatsu este deseori asociată cu Lilith. Scrierile despre Lilith variază considerabil, dar cea mai des întâlnită versiune a poveștii este aceea că a fost prima femeie. Dumnezeu i-a creat pe Adam și pe Lilith din pământ, dar curând au apărut probleme între ei. Lilith a refuzat să se supună lui Adam pentru că amândoi sunt făcuți din pământ. Într-o versiune antică a legendei, Lilith a plecat din Eden și și-a născut proprii copii. Dumnezeu a trimis trei îngeri să o aducă înapoi, iar când ea a refuzat, ei au promis că îi vor ucide 100 dintre copiii ei zilnic până când se va întoarce. Lilith, în schimb, a jurat să distrugă copiii oamenilor. Ea este deseori descrisă ca și o demoniță cu aripi și ghiare ascuțite, care vine noaptea în special pentru a fura copiii nou-născuți sau încă nenăscuți. Probabil că evreii au asimilat imaginea lui Lamatsu în tradiția lor, dar este posibil și că amândouă miturile să fie inspirate de un al treilea personaj. Grecii antici se temeau de niște creaturi similare, în special de Lamia, o demoniță cu cap și trunchi de femeie, dar cu partea de jos a corpului de șarpe. Într-o versiune a legendei, Lamia a fost una dintre amantele muritoare ale lui Zeus. Plină de gelozie și furie, soția lui Zeus, zeița Hera, a făcut-o nebună pe Lamia după ce și-a mâncat toți copiii. După ce și-a dat seama ce a făcut, Lamia a devenit așa de furioasă încât s-a transformat într-un monstru nemuritor care suge sângele copiilor mici din gelozie față de mamele lor. Precum Lilith și Lamatsu, Lamia este descrisă ca și jumătate femeie, jumătate animal. Pe măsură ce aceste povești călătoreau, diversele lor elemente se combinau și creau noi mituri despre vampiri. În ultimii 1000 de ani, legendele despre vampiri s-au dezvoltat foarte bine, mai ales în partea de est a Europei. Vampirii ulteriori. Legenda lui Dracula și legendele moderne despre vampiri care au derivat din ea au fost direct inspirate din folclorul Europei de Est. Arhivele istorice conțin zeci de figuri mitice vampirice în această regiune datând de sute de ani. Acești vampiri au diferite obiceiuri și caracteristici, dar majoritatea se pot clasifica în una din două categorii. Demoni care au reanimat cadavre pentru ca acestea să poată umbla printre cei vii și spirite ale oamenilor morți care nu vor să-și părăsească propriul corp. În folclorul est-european, puteai să scapi de un vampir doar aruncând câteva semințe pe jos, fie deasupra mormântului vampirului sau în fața casei tale. Se spunea că vampirii sunt atât de obsesivi și că trebuie să numere semințele. Dacă puneai un cui între semințe, acesta îl va înțepa pe vampir, va scăpa semințele și va trebui să o ia de la capăt. Demonii vampiri mai importanți au fost Upir din Rusia și Vricolakas din Grecia. În aceste tradiții, păcătoșii, bebelușii nebotezați și alți oameni care nu aparțineau credinței creștine aveau șanse mai mari să fie reanimați după moarte. Cei care practicau vrăjitoria erau în special vizați deoarece și-au vândut deja sufletul diavolului în timpul vieții. După ce cadavrele se ridicau din mormânt, ele terorizau comunitatea, hrănindu-se cu cei vii. Se spune că aceste cadavre vii trebuiau să se întoarcă regulat în mormânt pentru a se odihni. Când oamenii credeau că cineva a devenit vampir, exhumau cadavrul și încercau să alunge spiritul malefic. Puteau încerca un ritual de exorcizare, dar cel mai des distrugeau cadavrul. Asta includea decapitarea, incinerarea sau înfigerea unei țepușe în inimă.
Cadavrele puteau de asemenea să fie îngropate cu fața în jos pentru ca mortul viu să sape în jos, în pământ, în loc să sape în sus și să ajungă la suprafață. Unele familii puneau o țepușă deasupra cadavrului pentru ca acesta să se înțepe în țepușă dacă ar fi încercat să scape. Vampirii din Moldova, Valahia și Transilvania, teritoriile care acum formează țara noastră, sunt numiți strigoi. Spre deosebire de upiri sau vricolacas, strigoii trec prin mai multe etape înainte de a ieși din mormânt. Inițial, strigoiul este invizibil, îi chinuie pe membrii familiei sale mișcând mobila și furând mâncare. După ceva timp, devine vizibil, arătând exact ca și când atunci când era o persoană vie. Din nou, strigoiul se întoarce la familia sa, le fură vitele, cerșește de mâncare și aduce boli. Strigoii se hrănesc cu oameni, mai întâi membrii familiei și după aceea pe oricine le iese în cale. În unele descrieri, strigoiul suge sângele victimei direct din inimă. La început, un strigoi trebuie să se întoarcă în mormânt regulat, la fel ca și un upir. Dacă oamenii suspectează că cineva a devenit strigoi, ei exhumează cadavrul și îl incinerează sau înfig țepușe în el. Dar după 7 ani, dacă un strigoi este încă prin zonă, poate să trăiască oriunde dorește. Se spunea că un strigoi călătorea distanțe mari până în alte orașe și începea o viață nouă acolo ca și o persoană obișnuită și că acești vampiri secreți se întâlneau săptămânal cu alți semeni. Pe lângă strigoiul mort, oamenii se temeau de vampirii vii sau strigoi vii. Copiii născuți cu malformații erau de obicei considerați strigoi vii. Dacă un strigoi mort trăiește între oameni și are copii, acești copii sunt blestemați să devină strigoi, adică morți vii, după moarte. Dacă o persoană considerată strigoi viu murea, familia distrugea cadavrul pentru a se asigura că nu va reveni din mormânt. În alte părți din Europa de Est, creaturi asemănătoare cu strigoii erau cunoscute sub numele de vampir sau vampir, probabil fiind o variație a upirului rus. Ulterior, limba engleză a adoptat acest nume, devenit vampire. În secolele 17 și 18, isteria vampirilor s-a răspândit în Europa de Est. Oamenii spuneau că își văd rudele decedate umblând, atacându-i pe cei vii. Autoritățile au deschis zeci de morminte, arzând și înfigând țepușe în cadavre. Știrile despre panica legată de vampiri a ajuns și în vestul Europei, conducând la multe speculații academice cu privire la aceste creaturi și, de asemenea, la povestiri și picturi cu vampiri. Vampirii moderni. Abraham Bram Stoker, un director de teatru și romancier, nu a fost primul autor care a scris o operă literară care conținea referințe la vampiri, dar versiunea lui este cea care a prins cel mai bine. Motivul principal este personajul negativ, contele Dracula, precum și firul acțiunii. Stoker a ajuns la aceste două elemente în urma unor îndelungate cercetări. El plasează mare parte din acțiune în munții din Transilvania, iar vampirii lui se bazează pe folclorul est-european și pe cel al romilor. Alegând caracteristici din mai multe variante ale miturilor despre vampiri și adăugând unele lucruri de la el, Stoker a creat standardul vampirului modern. Spre deosebire de vampirii tradiționali din Europa de Est, monștrii lui Stoker își pierd puterile la lumina soarelui, sunt respinși de crucifixe și sunt foarte inteligenți. Interesant este că vampirii lui Stoker nu au reflexie, iar primele creaturi vampirice erau fascinate de propria reflexie. Din cercetări, Stoker a descoperit un nume pentru personajul negativ. Dracula inițial a fost o persoană adevărată, prințul Vladislav Basarab, care a domnit în Valahia la mijlocul anilor 1400. Tatălui a fost Vlad Dracul, Dracul de la Dragon. A primit acest nume drept recunoaștere pentru aportul adus la Ordinul Dragonului din care făcea parte. Fiul lui, Vlad Țepeș, a primit acest nume ca urmare a obiceiului său de a trage în țeapă prizonierii. Adevăratul Dracula avea o reputație de a fi fost foarte barbaric. Acest fapt nu este universal acceptat, dar nu există dovezi că oamenii îl considerau vampir. Personajul negativ al lui Stoker nu este asemănător cu adevăratul Dracula, deși sunt uneori asociați în filme bazate pe carte. În principiu, Stoker a împrumutat numele prințului, precum și statutul său social. Spre deosebire de strigoi, care nu aveau un loc unde să locuiască, vampirul lui Stoker era un aristocrat bogat care se ascundea într-un castel grandios. O variantă modernă a legendei vampirilor este vampirul psihic. Acești vampiri moderni pretind că au nevoie de energie psihică de la alții și că au puterea de a absorbi această energie fără ca persoana să își dea seama. Vampirii psihici de obicei absorb energie psihică prin meditație și concentrare. Dacă nu se hrănesc, spun ei, vor fi slăbiți ca și cum nu ar fi mâncat. După cum spun cei care cred, acest gen de vampiri există de mii de ani. Unii spun că acest fenomen este inspirat de vampirii din folclor. Tu ce părere ai? Scrie-ne în comentarii!